Padel Center Timișoara este primul club de padel din vestul României, primul deschis în afara Bucureștiului și mai mult decât atât este o bază sportivă verde care își produce singură energia cu panouri solare. Pentru etapa din acest weekend a circuitului profesionist de padel, Padel Center Timișoara în calitate de organizator are alături parteneri și sponsori importanți. Meciurile de duminică, semifinalele și finalele vor fi transmise live pe postul de televiziune Tele Europa Nova Timișoara, partenerul media al competiției. Circuitul profesionist de padel programează în acest final de săptămână de vineri până duminică, etapa a 5 a competiției naționale la Padel Center Timișoara. S-au înscris 128 de jucători de padel profesioniști din România, Republica Moldova, Italia, Spania, Portugalia și Tunisia. Aceasta este penultima etapă din circuit, urmând ca la finele anului să se desfășoare Cupa României, competiție care anul trecut a fost găzduită de Padel Center Timișoara.